să schimbăm un pic subiectul, pentru că, repet, a fost un weekend interesant, mai ales în Oltenia, și l-avem la telefon pe Sorin Cârțu, președintele clubului Universitatea Craiova. Bună dimineața, Nea Sorin! Salut, domnilor! Ne tot mai greu acum că avem, da, promovat echipa de la Liga a doua, patronată de Adrian Mititelu, Universitate 1948, și noastră rămâneți Universitatea Craiova, nu? Bineînțeles, nu. Noi suntem Universitatea, nu că rămâne. Este Universitatea Craiova. Am înțeles. Fericit după acest weekend, ați câștigat un trofeu. Până la urmă, indiferent dacă e titlul sau cupa, e un trofeu în vitrina clubului. Era unul din obiectivele noastre în sezonul ăsta. Un obiectiv îndeplinit. Câștigarea trofeului a creat așa o bucurie foarte mare. Mai ales și prin faptul cum a fost obținut așa cu multă muncă și cu multă emoție. Dar așa e, într-o finală de Cupa României, te aștepți la emoții de felul ăsta, pentru că cine ajunge acolo, indiferent că e retrogradată, că le-a dat banii patronul sau nu le-a dat, starea de spirit pentru a disputa o finală e maximă. Se nasc meciul de tipul ăsta, cum a fost cel de sâmbătă de la Ploiești. Toată lumea se gândește deja la planul pentru sezonul următor. Știu că s-a discutat foarte mult și de Uzunidis, de antrenorul de la dumneavoastră, despre rămânerea lui, de se vorbește și de alte variante. A discutat presa sau eu știu cine, nu știu, că noi n-am discutat așa ceva. E important ce discutăm noi în club. Exact. Nu ce se vorbește pe afară și, eu știu, lansează mereu bombe și mai fumigene și mai explozive, dar deocamdată nu. N-ai ce să discutăm noi despre Uzunidis și a făcut omul treaba. Și locul 3 pe care l-am obținut noi este de un loc care în CV-ul nostru contează și atâta s-a putut acolo. Era păcat să fi pierdut locul 3, pentru că mai tot anul ăsta noi am cochetat așa cu primele 3 locuri. Am fost pe locul 1 foarte mult timp, apoi 2. Știi cum e? Așa este la fotbal, în funcție și de ceea ce conjunctura de la un anumit moment. Și tot ce pe locul 3 a luat trofeul. Pentru noi nu s-a fost niciodată problema înlocuirii lui Zonitis. Și nu doar sezonul ăsta, spuneați că ați fost întotdeauna pe podium, dar și sezonul trecut, să nu uităm că s-a jucat cu titlul pe masă. Și acum două sezoane cu Davis Mangia la fel, a fost acolo cu FCSB-ul și CFR Cluj. Ce lipsește Craiovei pentru a depăși aceste două echipe? Cu ultimele două campionate n-au lipsit spectatori. Cred că dacă am fi avut spectatorii lângă noi, eu știu, galeria, suporterii, toată lumea aproape să trăiască momentul acela care l-aveam noi foarte bun. Eram și pe primul loc și cred că s-ar fi putut lua măcar unul din cele două campionate. Și am spus, din punctul meu de vedere, campionatul ăsta de anul ăsta era mai ușor de obținut decât cel de anul trecut. Și asta a lipsit în primul rând. Vă gândeați, pentru că ați fost jucători, ați fost dumneavoastră un jucător al echipei care, a unei singure echipe care reprezenta Craiova, ați fost antrenor la fel a unei singure echipe care a reprezentat orașul. Vă gândeați că se ajungea... Păi n-am fost și la Electroputere antrenor. Mă refer era extensiv, a fost și extensiv și Electroputere, corect. Nu, dar mă refeream fix la această idee, a faptului că, iată, trăim un moment în care orașul are două echipe cu două tabere împărțite din punct de vedere... E normal să fie împărțite taberele. Sunt... În Craiova
din Băcuș Mare e loc pentru toată lumea. Ei cu suporterii lor și cu cei care îi îmbrătișează pe ei, noi cu alei noștri, care de ce să fie pentru, cum să spun, consumatorul de fotbal din Craiova, mi se pare, cum să spun, o șansă deosebită sau un avantaj, privilegiu. Pentru că în fiecare weekend el are la dispoziție să vadă un meci de divizia pe viu, se poate duce și într-o parte și într-alta, își, eu știu, și sentimentele lor să acționeze în funcție de ce le dictează sufletul, inima, eu știu. Așa că, la sus, e un loc pentru toată lumea. Atâta. Sigur, ce este foarte important e ca unul dintr-o parte sau în alta să încerce să intre în starea de confort a celuilalt, să-i o perturbeze. Da, spiritul oltenesc să rămână și într-o parte și în alta, fără să se suprapună. Aici pentru că... e problema. Frate, tu nu mă deranjezi pe mine, nu te deranjezi pe tine, te manifesti cum vrei. E treaba ta. E un stadion al făcut de municipalitate, este pus la dispoziție și pentru unii și pentru ceilalți. Și treabă... Aici este vorba de nivelul de cultură, de educație, în care să... cum să spun, să-ți vezi de limitele în care te încadrezi, da, să nu intri în starea de confort a celui. Vreau să vă întreb, pentru că din punct de vedere a prezenței în Europa, Universitatea Craiova n-a avut foarte mult succes. Acum, odată a fost un obiectiv neîndeplinit în campionatul, în sezonul care a trecut. Pentru că aici asta erau o prezență și o prestație bună în cupele europene. Dar știți că am fost eliminați așa din un an. Lucrurile se pot schimba acum? Și o mare dezamăgire. Pe urmă a fost câștigarea campionatului și cup. Deci cam astea sunt obiectivele care primează și anul ăsta. Vor fi puse și anul ăsta echipei. Și ce întrebare vrei tu să pui cu asta, dacă... Va fi mai ușor odată cu această competiție Conference League și dacă vă gândiți... Nu știu ce să spun, doi mea linii nu o cunoaștem, este nou acum. Se acționează chiar într-o competiție, nu știu ce care va fi. Vedem ce se va întâmpla. V-ați făcut în orice caz, suntem mandatori pentru... cum să spun, evoluția asta internațională, avem datorie la ceea ce trebuie să facă echipa asta, indiferent că e o competiție de nivelul Europa-lui sau mai slabă, sau au gândit-o cei de la UEFA. Noi trebuie prezențele internaționale, întotdeauna prestațiile internaționale creează un alt fel de stare de spirit la o echipă, creează o altă imagine. Deci trebuie să ne intereseze acest. Vreau să vă întreb dacă s-a luat vreo hotărâre și în privința jucătorilor care ar putea să ajungă la Olimpiadă, pentru că nu știu în ce măsură vin preliminariile, nu știu în ce măsură dacă, nu știu, Mirel va vrea anumit jucători de la echipa dumneavoastră să și fie prezent, să-i lăsat să meargă. Vedem ce opțiuni va avea. Care e importanța opțiunii în echipa noastră? Vedem, se vor discuta. Dar discutați, asta este important, că veți discuta. Se va discuta, adică e pe dialog. Deși știi cum e. Normal ar trebui ca cei care dau jucători la Olimpiadă și în timpul campionatului, dacă sunt jucători de, eu știu, să aibă niște... să nu mai joace cu jucători de 21 meciurile, ceva, o chestie din asta de partea un avantaj. Dar nu neapărat un avantaj, dar nici mie să nu cred un dezavantaj. Toate lucrurile trebuie de un echilibru. Vă veți plia pe această idee dacă într-adevăr federația dorește până la urmă să schimbe regula și să mențină un jucător cel puțin 45 de minute, un jucător nu știu eligibil? Ce să spun. Da, e... din punctul meu de vedere, eu nu sunt patron, eu nu decid eu la echipă, dar eu
dacă aș fi fost patron și pentru ăla, eu n-am înțeles cum de au acceptat așa ceva. Eu n-am înțeles de prima dată de când asta nu e regulă. Uite-o că o regulă. Nu, regulă este o decizie a Federației. Regula știi care e. Ce transmite UEFA? Pui mâna pe minge în care e penalti, faultezi la ultima apărător, ai văzut, te încadrezi, nu știu ce, de roșu, când dai gol din spatele liniei de apărare, e offside. Ăștia-s regulile transmise. Ăștia-s decizie, faptul că nu joci, că nu trebuie să joace 21 un meci întreg, să mai intre nu știu mai care. Ăștia-s decizii așa luate de federația noastră. Și eu unul, de exemplu, dacă aș fi jucător din ăsta de 25, 26, 27 de ani, 30, chiar și mana, eu aș da în judecată federația, frate, pentru discriminare. Pentru că eu am un contract profesionist, mă pregătesc la fel ca toată lumea, dar în momentul în care trebuie să joc, antrenorul face echipa cu doi mai puțin. Nu, eu m-am angajat sau fac o meserie într-un fotbal de 11 care să joacă 11 oameni. Așa sunt nouă, cumva. În momentul în care eu concurez pentru 9 sau 2 sunt deja stabilite. E o prostie, eu nu știu. Atât am spus. Trebuie să existe o chestie de asta. Dar ca jucător din ăsta... S-a întrebat? Este împotriva federației ca un proces civil pentru discriminare. Am înțeles. Sunteți și nu sunteți singurul club care susține această idee din cunoștință? Am susținut de la început, pentru că în cariera mea și ca fotbalist și ca antrenor care am avut-o, vorba aia, am experiență de 48 de ani, acum am experiență și de președinte. Că ai văzut, am luat cupă ca jucător, am luat cupă ca antrenor, am luat-o și ca președinte. Deci în toată experiența asta, eu am fost, la mine a primat și primul și primul lucru a fost concurența și meritocrația. Bă, meri să joci, indiferent ce fac. Dacă nici eu n-am promovat jucători tineri, atunci cine a mai făcut-o? În România, că am la jucători tineri promovați care au ajuns de... S-a dovedit că au ajuns fotbaliști tari și de renume, tocmai pentru că și-au câștigat lupta atunci prin valoare. Meritul lor, prin valoare, ce, prin concurență. Era o, asta cum să spun, o selecție naturală. La mine totdeauna la echipă a fost selecție naturală, că era tânăr, că era bătrân, care merita aia juca. Ăla juca așa și cu acest. Da. Sorin, mulțumim mult de tot încă o dată, felicitări, mult succes în continuare. Mulțumesc, o zi și o săptămână frumoasă.